care se măsoară altfel decât calendarul european, introdus încă de Petru I în Rusia și după aceasta a fost introdus și în țările românești. Până atunci și puterea de stat se conducea de calendarul bisericesc. Vreau să dau niște exemple, că sunt două calendare diferite și incompatibile între ele. Bună oară, ziua începe în calendarul european la 12 noaptea. Dar în calendarul bisericesc, ziua începe odată cu opusul soarelui zilei, cum ar fi precedente. Bună oară, duminica începe sâmbătă seara. Deci și slujba de duminică începe sâmbătă seara. La fel și bună oară, joia se începe miercuri seara, cum ar fi. Așa este în calendarul bisericesc, așa numită ziua bizantină. Calendarul european se împarte în săptămâni de 7 zile, dintre care 5 zile lucrătoare și 2 zile de odihnă. Calendarul bisericesc se împarte altfel. Sunt 7 zile de slujbă, dintre care aparte ziua de duminică și fiecare zi are ziua sărbătorii sare. Luni e ziua puterilor cerești, miercuri e ziua când a fost vândută Mântuitorul de către Iuda, de ce este postește, căci cine nu postește miercuri, este solidar cu Iuda care l-a vândut pe Iisus Hristos. Vineri este ziua răstignirii Mântuitorului și iarăși se postește. Cine nu postește înseamnă că se bucură împreună cu cei care l-au răstignit, s-au strigat, răstignește-l, răstignește-l pe Iisus Hristos. De ce creștinii, ca să se desolidarizeze de cei care au fost să răstignească pe Hristos, ei postesc vinerea și așa mai departe. Duminică este ziua învierii, care începe după calendarul european sâmbătă seara. Adică formal sunt parcă același calendar, de fapt două calendare care măsoară lucruri diferite. Calendarul european măsoară ziua de muncă, concediile, salariile, dobândă bancară. Este un calendar pentru afaceri, un calendar pentru bănci, un calendar al zeului banului. Pe când calendarul bisericesc este calendarul relațiilor omului, a omenirii, care îl recunoaște pe Iisus Hristos de Dumnezeu, cu Dumnezeu. Deci nu poate, sunt timpuri diferite, nu putem să le amestecăm. E ca și cum a lua un termometru care măsoară gradele de temperatură și le pune într-un pahar de vodcă să măsoară gradele de vodcă. Și spui, uite mai, cum e corectă, vodcă care pe termometru 37 de grade temperatura camerei sau cât acolo. Deci, e lucru absurd să amesteci gradele termometrului cu gradele de tărie a vodcăi sau cu gradele de unghi. Și așa aici, este absurd să amesteci zilele calendarului bisericesc cu zilele calendarului bancar. Asta e unul la mână. Doi. Conform calendarului bisericesc, sărbătorile sunt de două tipuri. Sărbători cu dată mișcătoare, care sunt toate în legătură cu Paștele, cu ziua Învierii, și sărbătorile cu dată fixă, care depind doar de crugul sau ciclul lunar-solar. Și există sărbători mixte, adică sărbători speciale, care se produc atunci când se suprapune data mișcătoare, o sărbătoare de dată mișcătoare, cu sărbătoarea de date fixe. Și sunt aparte și sunt sărbători aparte. La începutul secolului 20, în 1918, din inițiativa unei organizații anticreștine, prin afară bisericii, un reprezentant al acestei organizații, care a fost în mod fraudulos numit Patriarhul Meletie al Constantinopolului, el a adunat, în afară de nostru, eram 8 persoane, dintre care 4 nu erau creștini, și 5 erau formal creștini. Și această adunare, care ocupă 9 scaune într-o cămăruță, i-au numit această adunare nelegitimă, drept Congres Pan-Ortodox. Dintre care aproape toți erau reprezentanții acestei organizații anticreștine, care se numește masonerie. Și ei au luat decizia ca să dezbine Biserica Ortodoxă, introducând mai multe schimbări. Prima schimbare era să anuleze calendarul bisericesc și în biserică se întâmplă cu calendarul bancar european. Adică să anuleze în general sărbătorile cărora sărbători creștini și funcționarea bisericii în principiu să anuleze. Pentru că biserica nu poate funcționa decât după calendarul care este exact proiectat, structurat după sărbătorile bisericești. La fara aceasta ei au vrut să introducă anularea călugăriei, să nu mai fie călugări, au vrut să introducă anularea zilelor de post
să rămână din toate cele patru posturi pe an, să rămână un singur post de vreo două sau trei săptămâni înaintea Paștelui. Am vrut să introduc căsătoria episcopilor. Episcopii sunt călugări la noi, la ortodoxi, și ei nu se pot în cazul ăsta să se căsătorească. Și ei au vrut să anuleze lucrul acesta. Și au înțeles că o să fie mare rezistență, atunci s-au oprit numai la primul punct, schimbarea calendarului. Adică înlocuirea calendarului bisericesc cu calendarul bancar. Formal, diferența era de acum de 13 zile. Formal, această diferență este în general lucru diferit. Nu poți să faci diferența de grade între gradele de temperatură și gradele de unghi. Nu poți din 10 metri să scazi 5 kg. Cu toate acestea, ei au făcut această diversiune și bunoară biserica, mai bine zis patriarhia română, prin reprezentantul acestei organizații a masonării internaționale, în oricare Miron Criste, care a fost ales în Fondulos, numit patriarh al românilor, al patriarhiei române, el a introdus aceasta în pofida protestelor bisericii române. Biserica greacă a introdus și ea acest lucru, care era sub comanda respectivului stat anticreștin. Și atât. În 1968, abia Biserica Bulgariei, la comanda Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, a introdus și ea calendarul bancar în biserică. Toate celelalte biserici ortodoxe, până astăzi, se conduc de calendarul bisericesc. Atât cele care sunt în așa numită ortodoxie oficială sau ortodoxie de stat, cât și cele care sunt din ortodoxia tradiționalistă, ortodoxie de rezistență. Toată ortodoxia tradiționalistă de rezistență, greacă, românească, bulgară, sunt după calendarul bisericesc. Și în acest sens, așa numitele inițiative de a trece la calendarul nou, care de fapt nu este nou, este calendarul bancar, care are și legătură cu calendarul bisericesc, vin tot timpul din afara bisericii. Nu există chemări, să zicem, a creștinilor de pe calendarul nou din România sau din Grecia, către creștinii pe calendarul vechi, să spună treceți la calendarul nou. Așa ceva nu există, pentru că ei știu că au făcut această greșeală. Și se pune problema ca ei să revină la calendarul bisericesc. Dar nu cei care sunt pe calendarul bisericesc să treacă la calendarul bancar european. De ce? Pentru noi creștini așa problemă nici nu există, nici n-a fost. Această problemă se ridică de către necreștini împotriva creștinilor. Și este firesc ca acest lucru să facă guvernarea de astăzi, că este o guvernare declarată antihristică, antibisericească și anticreștină, lucru care a fost constatat la Sinodul Metropoliei Moldovei în această vară, pe 20 iunie, s-a constatat că guvernarea Republica Moldova adoptă legi antibisericești, are o politică antibisericească și adoptă legi anticreștine. Și normal că această guvernare nu are decât să distrugă biserica. Și unul dintre elementele dintre politica aceasta antibisericească, anticreștină, care o fac, unul dintre elemente este să introducă noi sărbători împotriva sărbătorilor creștine. În particular, invenția lor cu 25 decembrie e zi de odihnă. De când știm că în Moldova toate denominațiunile ortodoxe, chiar și așa numită Metropolia Basarabiei, tot după stilul vechi este. După calendarul bisericesc. Așa că nu există inițiative de cult ale cultelor ortodoxe din Moldova ca să fie ceva după calendarul așa numit nou. Și asta este inițiativă a unor membri în organizația anticreștină, cum este Filat, cum este Leancă, cum este Corman, cum este Lupă și așa mai departe, toți ăștia care nu fac parte din Biserica Ortodoxă, care, asupra cărora planează anatema, ei vin cu o semn inițiativă. Și cine este împotriva lui Hristos și este cu Iuda și cu Satan, normal că fac pe 25 în Republica Moldova. În România e altă treabă acolo, e altă situație. Dar ei, doar și prin gândul a trecut ca să ne cheme pe noi să facem pe al lor 25 decembrie. Chiar și, vă spun, prin Metropolia Basarabiei, prin hotărârea Patriarhiei Române, este pe calendarul bisericesc, nu pe calendarul european. Pe calendarul vechi. Pe calendarul continuă să fie vechi. Ceea ce la noi, la creștini, se numește 25 decembrie, în lume, în care după calendarul european se numește 7 ianuarie.
Deci ei nu spunem că noi sărbătorim pe 7 noiembrie, dar vorbim această limbajul civic, în limbajul secular, în limbajul ateilor. În limbajul nostru creștin, tot 25 decembrie se numește. Pentru că este al nostru 25 decembrie, corespunde cu 7 ianuarie, pe când 25 decembrie al calendarului european corespunde la noi cu 12 decembrie, care e sărbătoarea Sfântului Spiridon. Și când se spune 25 decembrie, întrebăm care 25 decembrie? Pe nou sau pe vechi? Dacă pe nou, asta nu ne afectează pe noi, asta nu e sărbătoare. Aceasta este o manifestație a unei solidarități antichristice, unei manifestări antibisericești, anticreștine. De când, când spunem pe 7 ianuarie, avem în vedere al nostru bisericesc 25 decembrie, care corespunde cu 7 ianuarie în calendarul bancar.